eram în spatele acelui copac urmărind-o sau... Eu nu am știut ce a făcut. Eu am crezut că s-a întâmplat ceva mult mai grav. Este prima dată când zic asta și eu zic că... Nu mi-am făcut exact un scenariu. Nu am făcut scenariu. Am crezut că s-a întâmplat ceva foarte, foarte grav. Tocmai de asta nu am fost atât. Și în același timp n-am vrut nici să fiu acolo pe capul ei, pe capul, pentru că i-a și făcut și rău. Am fost, nu știu, așa am abordat, dar pentru mine este o abordare corectă pe care am avut-o. Nu a fost ceva de rău, mi-aș imagina ceva mult mai rău, da? Cum l-ai simțit? L-am simțit îngrijorat, l-am simțit că a intrat într-o dispoziție asta în care să se gândească cum să gestioneze, cum să mă ajute, ce să-mi spună, să nu... Adică simțeam că vrea să mă ajute și să-mi dea multe sfaturi, în același timp cumva simțea că e un subiect sensibil pentru mine și simțeam că nu vrea să mă deranjeze prea mult chestia asta, dar eu m-am deschis în fața lui și am povestit mai multe lucruri. Și cum am și zis, eu sunt bine acum, am ales să fiu bine și de atunci am făcut o promisiune pe care m-am ținut și în continuare mă țin, pentru că viața e vorba și de alegeri și eu acum chiar sunt bine din toate punctele de vedere, sunt liniștită și perioada aia este, adică atunci când intru în chestia aia, sunt într-o perioadă foarte stresată și acum am depășit-o, chiar sunt niște doamne, am găsit așa un echilibru. Acum m-am primit în spate, cred că puteam să fac un efort mai mare, am găsit un fel de terapie sau... Da, bine, așa a fost la momentul. Bine, pentru crede-mă, pentru Antonia este prima dată când a trecut prin o astfel de aventură, emisiune, da, printr-o astfel de emisiune, la acest nivel. Înțeleg. Trebuie să fim puțin mai receptivi, că na, a doua oară știi cum e, mai ușor, a treia oară, poate. Eu am mai trecut prin experiențe, prin situații delicate. Poate mi le managerez mai bine, dar na, totul vine cu timpul și cu răbdare. Spunea despre tine puțin mai devreme, Cristian, faptul că tu ești o persoană liniștită. Cred că am mai spus asta odată și te rog să o iei doar în sensul pozitiv. Eu te-am văzut la început o nebună frumoasă. Și aici mă refer la faptul că ești o persoană foarte vie, colorată. E nebună și vie. Excentrică, dar nu în sensul rău. Și am apreciat foarte mult lucrul ăsta la tine. Mi se pare că e un lucru care te definește și pe care ar trebui să-l păstrezi în viața ta. Tu știi că ți-am zis în mai multe rânduri. Mi se pare că ți-ai pierdut bucuria, veselia aia, nebunia aia frumoasă, știi? Cum e Antonia, de fapt? Într-adevăr, e o discrepanță imensă între Antonia de la începutul emisiunii și Antonia de acum. Nu mi-am pierdut acea bucurie, acea lumină, doar că sunt mult mai liniștită. M-a maturizat foarte mult experiența asta, lunile astea. Dacă erai în competiție, pe cine ai fi susținut? Tot pe Iulian și pe Vlad, dar și pe Delia și Ivo. Și am și zis că s-a dat că ele sunt fetele cu care am rămas exact la fel din prima zi. Dar uite, s-a discutat foarte mult în mediul online despre faptul că Delia, din punctul de vedere al unor persoane, nu ar mai fi câștigat competiția dacă nu avea susținerea Laurei. Voi ce credeți? Acum, sincer să zic, cine susține, cine mai ieși? Laura e și ea o concurentă, cum suntem fiecare dintre noi. Da, dar au avut susținători puternici, adică a fost, da, cred că de cele mai multe ori pe locul întâi, nu? Da. Nu e locul meu. Foarte bine, o să-mi dau eu, o să-mi exprim eu părerea. Nu, Delia este o fată extraordinară, ăsta este răspunsul. Este o fată care, dacă a câștigat ceva, a câștigat pe barba ei, pe relația ei, pe atitudine, pe felul ei de a fi,
dar și Liviu la fel, da? Este un băiat muncitor de la țară, care s-a tăvălit și el cu greutățile și mie îmi plac oamenii aceștia care sunt solitari, pentru că este un om care nu mai a greșit până acum, în tot decursul ăsta de 6 luni. Am mai avut noi ale noastre, discuțiile noastre au fost, dar niciodată nu ne-am deranjat prea mult și mereu ne-am știut locul și mie îmi plac oamenii care țin cont și își cunosc locul și nu intră prea mult ghetele în viața altora pentru a-i deranja. Iar grija asta pe care am avut-o unul la celălalt mi-a plăcut foarte mult și într-adevăr sunt un cuplu foarte, sunt un cuplu solid și îmi doresc și pentru tot bine din lume și să aibă o căsnicie cât mai îndelungată. Deci consider că totul este pe spatele, în spatele lor. Da? Că hai să fim sinceri, nu e nimeni prin, n-a fost nimeni prin emisiunea asta un Zlatan Ibrahimovic sau un Cristiano Ronaldo care să vină cu miliarde de fani și cu putere și nu, am pornit toți de acolo. Apropo de asta. Foarte mulți oameni în spate. Știu că în momentul în care am zis, ok, gata, stop, nu mai pot, hai să merg pe alt drum, da? Știu că s-au dat la o parte și n-am mai fost lângă mine, dar în același timp consider că cine a fost cu tine doar de complență sau doar de moment, n-a fost cu tine și lângă tine niciodată, da? Iar acei oameni au vrut, chiar dacă poate nu recunosc, să fac ceea ce își doresc. Sau poate invers, că așa sunt foarte mulți susținători la mersă, da? Ei vor să fac, să faci fix ce vor ei. Poate unii cad în această plasă. Nu am ales să nu cad și am ales să fiu eu, da? La un moment dat știu, da, am rămas fără nimeni în spatele meu. Asta e, am mers mai departe pe firul meu. Pe de altă parte, de fiecare dată când voi ați fost în pericol, să zic așa, tu ai fost salvat, dar Antonia nu. Da. Cumva pare că susținătorii tăi nu prea au fost de acord cu relația ta cu Antonia sau nu știu, nu au adoptat-o și pe ea. Ți se pare supărător lucrul ăsta sau nu știu, te dezamăgește în un fel, consider că de fapt nu te-au susținut cu adevărat prin faptul că nu au susținut-o și pe Antonia să rămână în competiție? Ba da, au susținut cu adevărat de fiecare dată, dar și pe Antonia. Pot doar să spun că de când am ieșit din emisiune, în fiecare zi eu vorbesc cu ei și știu ce părere au despre Antonia. Au o părere foarte bună despre ea. Însă sunt conștient și n-am cum să trag la răspundere pe nimeni, da? Pentru că fiecare susținător a fost mai întâi de toate răspunzător pentru omul pe care l-au susținut, da? Iar dacă a mai fost loc și despre celălalt și pentru celălalt, l-au ajutat. Am primit tot felul de scrisori, cadouri. Atât am primit, atât am primit. Și știu că în scrisori vi se mai spune și ce să faceți, ce să spuneți, cu cine să fiți. Ați făcut vreodată ceva de dragul susținătorilor în competiție? Eu niciodată. Ironic, și când am ieșit, când am fost eliminat prima oară, am primit tot felul de sfaturi, dar în momentul ăsta am fost eu, am făcut tot ce m-a tăiat prin capul, adică nu am încercat să fiu altfel sau să par altfel ca să dau bine la public, să spun așa. Nu am văzut-o.